Hristos a înviat. Duminica a patra a Sfintelor Paști, în ritul latin al bisericii noastre catolice, este Duminica vocațiilor, a vocațiilor în general și a vocațiilor la Sfânta Preoție și la viața consacrată în special. În această duminică, în textele biblice de la Sfânta Liturghie, apare imaginea bunului păstor. Bunul păstor nu este altul decât Iisus Hristos, modelul oricărei vocații. Mesajul Sfântului Părinte Francisc pentru a 58-a zi mondială de rugăciune pentru vocații de anul acesta îl are în centru pe Sfântul Iosif. Sfântul Iosif, spune Papa, ne sugerează trei cuvinte cheie pentru vocația fiecăruia. Primul cuvânt este vis. Toți în viață visează să se realizeze. Evangheliile relatează patru vise pe care le-a avut Sfântul Iosif. Vise pe care el le-a primit ca venind din partea lui Dumnezeu și s-a conformat lor. După fiecare vis, Iosif a trebuit să-și schimbe planurile și să intre în joc, sacrificând propriile proiecte pentru a urma pe cele misterioase ale lui Dumnezeu. El a avut încredere până la capăt în Dumnezeu. Visele l-au dus pe Iosif în aventuri pe care nu și le-ar fi imaginat vreodată. Al doilea cuvânt este slujire. Din Evanghelie reiese cum el a trăit întru totul pentru alții, slujindu-i cu iubire. Niciodată nu a trăit pentru el însuși. Slujirea exprimă concret dăruirea de sine. Această slujire n-a fost pentru Sfântul Iosif numai un ideal înalt, ci a devenit regulă de viață zilnică. Și al treilea cuvânt este fidelitate. E vorba de lupta pentru a urma în fiecare zi voința lui Dumnezeu. Aici este secretul bucuriei adevărate. Așadar, reținem aceste trei cuvinte: vis, slujire, fidelitate, pentru urmarea vocației și pentru o trăire autentică a vocației. Referindu-mă acum strict la vocația, la Sfânta Preoție și la viața consacrată, trebuie să recunoaștem că astăzi asistăm la o criză a vocațiilor. E adevărat, dar nu trebuie să ne sperie acest lucru. Să nu uităm că întotdeauna crizele produc salturi de calitate în istoria lumii. Pe de altă parte, nici nu putem rămâne indiferenți, lăsând ca Dumnezeu să facă totul, iar noi nimic. Desigur, El poate să facă totul și fără noi, dar așa vrea El să se folosească de noi și să ne ceară aportul, să îl dăm generos, răspunzând invitației pe care ne face biserica sa, mai ales în această duminică specială a vocațiilor, a patra a Sfintelor Paști. Desfășurând o adevărată, să-i spunem, campanie de rugăciuni, ca Domnul să trimită mereu lucrători în secerișul său cel mare. Ca păstor al diecezei de Iași, îi îndemn pe toți preoții, persoanele consacrate și pe toți credincioșii să se unească în rugăciune pentru vocații. Porțile seminariilor, ale ordinelor și congregațiilor religioase sunt deschise pentru a primi noi și noi tineri și tinere care să-și consacre viața lui Dumnezeu, urmând
anii de pregătire pentru o slujire autentică în biserică și în lume. Curaj copiilor, adolescenților și tinerilor, curaj! Cei care simțiți în suflet o astfel de vocație, vă rog să nu o respingeți, urmați-o, nu vă speriați, Iisus vă vrea mai aproape de El. Nu veți regreta niciodată, veți trăi bucuria prieteniei Lui intime și răsplata finală vă va fi mare. Cei din familie, părinți, frați, surori, rude și cei din comunitățile parohiale, în frunte cu preoții și persoanele consacrate, vă îndemn, nu blocați niciodată și în niciun fel vocațiile la preoție și la viața consacrată. Eu am convingerea, în ciuda crizei vocațiilor de astăzi, că Iisus Hristos, Păstorul cel Bun, se va îngriji ca preoții și persoanele consacrate să nu lipsească niciodată din lume, chiar dacă îi va trimite și le va trimite mai departe ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Datoria noastră și îndemnul meu final este să ne rugăm mereu pentru vocații, să încurajăm vocațiile, să le promovăm și să le susținem cum putem mai mult și mai bine. Dumnezeu să ne ajute! Hristos a înviat!